Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina. Haideți să vedem pentru dragii mei nativi din Zodia Scorpion ce mesaje avem de la persoana dumneavoastră dragă pentru dumneavoastră. Te rog, nu renunța la mine. Vreau să fim mai mult decât prieteni. E probabil foarte atras de dumneavoastră și își dorește să fiți mai mult decât prieteni. Te-am visat, ești dulcea mea obsesie. Ce frumos! Sunt pregătit să te iubesc. Foarte frumoase mesajele. Ce sentimente ai pentru mine? Deci e pregătit să vă iubească, dar nu știe dacă și noastră îl iubiți. Nu îți pot oferi ceea ce ai nevoie. Deci se pare că dumneavoastră trebuie să exprimați clar ce aveți nevoie și atunci poate va încerca să vă îndeplinească dorințele, să vă ofere ce vă doriți. Nu știu sigur ce simți pentru mine, da. Deci vă întreabă de două ori ce sentimente aveți pentru dânsul și nu știe dacă îl iubiți sau nu, ca să știe mai bine ce are de făcut în continuare, în ceea ce privește această relație. Mai dăm o șansă ca să-ți arăt cât de mult te iubesc, foarte frumos. Voi încerca să nu repet greșelile din trecut. Aceasta este un lucru bun. Încerc să fiu o persoană mai bună. Da, încearcă să se schimbe pentru dumneavoastră și să facă orice pentru a-l accepta și a-l iubi. Mi-ai arătat ce înseamnă să iubești cu adevărat. Foarte frumos. Hai să mai vedem un mesaj. Trebuie să mă concentrez pe vindecarea mea. Da, dar până când se va vindeca, vă roagă să nu renunțați la dânsul, să aveți răbdare cu el. Haideți să vedem și o carte din puterea tainică a energiei subtile, sublime, dumnezeiești, nesfârșite a iubirii. Empatie benefică. Urmărește să simți și să înțelegi emoțiile altora pentru a servi iubirea. Haideți să vedem mai pe larg ce ne transmite această carte. Poți învăța atât de multe atunci când acțiunile tale sunt inspirate de iubire, iar sufletele din imediata ta apropiere sunt cei mai mari profesori ai tăi. A fi capabil să simți ce simt ceilalți și să vezi cu ochii lor este un dar. Atunci când te deschizi emoțional, când devii o parte din realitatea unei alte persoane și o faci să devină realitatea ta, granițele dintre tine și ceilalți par să dispară. Încep să conștientizezi faptul că proveniți cu adevărat din aceeași energie și că starea de separare e o pură iluzie. Regula de aur care constă în a-i trata pe ceilalți așa cum ai vrea să fii tratat tu însuți este o mantră pe care ar trebui să o adopți. Înțelegerea vieții dintr-un alt punct de vedere generează o mare responsabilitate, căci odată ce devii conștientă de emoțiile celorlalți, vei fi întotdeauna grijuliu și atent pentru a evita să cauzezi suferință. Foarte frumos. Deci urmărește să simți și să înțelegi emoțiile altora pentru a servi iubirea. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag pe viitor. La revedere!